Vă salut cu pacea Domnului și vă spun un bun venit într-o nouă călătorie în studiul minunat al Sfintelor Scripturi. Lucrarea lui Dumnezeu avansează. Textul de memorat îl găsim în Apocalipsa, capitolul 14 cu versetul 12. Aici este răbdarea Sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus. Sfinții răbdători. După marea dezamăgire din 1844, doar câțiva dintre credincioși așteptători au mai continuat să creadă că Isus i-a condus și că a început o lucrare importantă pe 22 octombrie. Acei puțini au continuat să studieze cu răbdare și seriozitate Biblia și să asculte noul adevăr pe măsură ce Dumnezeu li-l dezvăluia. Aceștia erau sfinții răbdători menționați în Apocalipsa 14 cu 12. Pe măsură ce acești oameni loiali au continuat să studieze, au început să țină sabatul zilei a șaptea și au devenit cunoscuți sub numele de adventiști de ziua a șaptea. Bisericile majoritare învățau că nu era necesar ca oamenii să se supună poruncii a patra. Dându-și seama că aceasta era o eroare periculoasă, adventiștii au subliniat adesea importanța ascultării de toate cele 10 porunci, deoarece nerespectarea, chiar și a uneia singure, reprezintă păcat. Deși acest lucru era unul bun, erau mult mai multe lucruri pe care trebuiau să le înțeleagă. Sfinții răbdători știau că era important să păzească poruncile. Ce altceva mai era nevoie să înțeleagă? Apocalipsa 14 cu versetul 12. Aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus. Cum își ajuta Dumnezeu poporul să înțeleagă credința lui Isus? El urma să explice acest adevăr minunat în cadrul unei sesiuni a conferinței generale. Până în 1889, adventiștii de ziua a șaptea au ținut o sesiune a conferinței generale în fiecare an. Acum se țin în fiecare 5 ani. La aceste ședințe, delegați din toate organizațiile bisericești alegeau conducătorii bisericii pentru anul următor și luau decizii pentru a ajuta lucrarea bisericii în creștere. În 1888, sesiunea conferinței generale a avut loc la Minneapolis, Minnesota. Când au sosit cei 91 de delegați, ei nu știau că Dumnezeu avea pentru ei un mesaj special menit să schimbe accentul predicărilor. Legea avea să devină mai prețioasă pentru ei, pentru că urmau să-L predice pe Isus în lege. Aplicație. Cine este singurul care poate respecta legea lui Dumnezeu? Haideți să citim Ioan, capitolul 14, cu versetul 15. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Neprihănirea prin credință. După conferința generală din 1888, Dr. Wagoner și presbiterul Jones, împreună cu Ellen White, au atras atenția delegaților asupra credinței lui Isus. Ei au subliniat faptul că ascultarea, neprihănirea sau îndreptățirea și credința nu pot fi separate, deoarece sunt la fel de importante. De aceea, acest mesaj este numit uneori neprihănirea prin credință. Majoritatea adventiștilor știau că era important să respecte legea. Dar poate legea să ierte păcatul sau să facă pe cineva neprihănit? Nu. Ea poate doar să ne arate că suntem păcătoși și că avem nevoie de un mântuitor. Deoarece Iisus este singurul care ne poate mântui de păcat, El trebuie să fie predicat mai pe larg. Pe măsură ce oamenii află despre Iisus, sunt atrași de El. Îi doresc să fie ca El și să facă ceea ce îl va face fericit. Și ce poate face Iisus pentru cei care vin la El? Haideți să citim Evrei, capitolul 7 cu versetul 25. De aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei. Aici se potrivește partea cu credința. Credința înseamnă să depinzi de Dumnezeu, să fii convins că își va ține întotdeauna promisiunile și fiecare poruncă este de fapt o promisiune a ceea ce El poate face pentru noi. Credința lui Isus înseamnă să credem că El are puterea deplină de a ne salva de păcatele noastre. Atunci când ne supunem legii lui Dumnezeu, cu puterea pe care ne-o dă Isus, avem parte de neprihănirea prin credință.
Dumnezeu a trimis poporului său acest mesaj prețios pentru că a vrut ca oamenii să cunoască mai bine dragostea deosebită a lui Isus și puterea sa de a-i ajuta să învingă păcatul și să respecte poruncile sale. Unii dintre delegați erau siguri că acest mesaj va face ca legea să pară mai puțin importantă, dar nu ar fi trebuit să se îngrijoreze. Fiecare poruncă este, de fapt, despre Isus. El le-a scris, iar El ne descoperă cum este El. Bineînțeles, Satana nu dorea ca oamenii să experimenteze neprihănirea prin credință și a făcut tot ce a putut pentru a-i supăra pe delegați cu neînțelegeri și argumente greșite. Unii slujitori de frunte au fost chiar foarte critici la adresa mesagerilor speciali ai lui Dumnezeu. Delegații ar fi trebuit să studieze cu atenție Bibliile și să se roage pentru unitate și pentru o înțelegere mai clară a adevărului. Cei care nu au reușit să recunoască și să răspundă Duhului Sfânt au părăsit conferința slăbiți și descurajați. Cei care au studiat și au primit acest adevăr minunat au experimentat puterea Duhului Sfânt și au plecat foarte binecuvântați. Aplicație. A-L urma pe Iisus înseamnă să respectăm legea. Cu cât îl cunoaștem mai mult pe Iisus, cu atât mai mult ne dăm seama că respectarea legii sale ne face fericiți. Și depindem din ce în ce mai mult de El pentru a ne da puterea de a asculta. Lucrarea din Sud. Timp de mulți ani, Ellen White s-a rugat cu stăruință pentru Edson, talentatul ei fiu mai mare. Era îngrijorată pentru că era atât de ocupat să încerce să facă bani, încât nu-și făcea timp să studieze Biblia sau să-i roage. Cât de mult își dorea ca el să lase pe Dumnezeu să aibă controlul deplin asupra vieții lui. Dumnezeu a auzit și a răspuns la rugăciunile lui Ellen White. O scrisoare de la ea și convertirea unui prieten foarte non-conformist l-au afectat atât de mult încât la vârsta de 44 de ani și-a rededicat complet inima lui Dumnezeu și a decis să lucreze pentru el. După ce Edson White s-a convertit, a vizitat sediul bisericii din Battle Creek. În timp ce se afla acolo, a găsit un articol scris de mama sa care făcea apel la misionar pentru a lucra în Sud. A citit articolul cu un interes crescând și a recunoscut că Dumnezeu îl chema să îi ajute pe foștii sclavi care trăiau acum în sărăcie. Dându-și seama că acești bărbați și femei erau de asemenea copiii lui Dumnezeu, a decis să răspundă chemării. Edson White și un prieten au construit o ambarcațiune numită Morning State. Aceasta conținea o presă tipografică, o cameră obscură pentru fotografii, o capelă și camere pentru el și pentru ajutoarele sale. A tipărit broșuri și cărți și pentru a reține atenția celor care nu știau să citească, a făcut diapozitive cu imagini. În scurt timp, a început o clasă pentru a învăța pe oameni cum să citească și să înțeleagă Biblia. De asemenea, i-a învățat cum să fie sănătoși. Unii oameni albi din Sud s-au opus acestei activități. Când a văzut pe Edson White ajutându-i pe negri, s-au înfuriat și chiar i-au trimis amenințări cu moartea. Dar el și-a continuat misiunea și în câțiva ani a înființat 50 de școli în diferite locuri. Mulți oameni au fost ajutați de lucrarea sa, iar unii au devenit lucrători și profesori, făcând astfel să avanseze lucrarea lui Dumnezeu în multe locuri. Aplicație. Ce promisiune este dată celor care îi ajută pe alții în nevoie? Isaia, capitolul 58, cu versetele 1 la 6. Strigă în gura mare, nu te opri, înalță-ți glasul ca o trâmbiță și vestește poporului meu nelegiuirile lui, casei lui Iacov păcatele ei. În toate zilele mă întreabă și vor să afle căile mele ca un neam care ar fi înfăptuit neprihănirea și n-ar fi părăsit legea Dumnezeului său. Îmi cer hotărâri drepte, deoarece doresc să se apropie de Dumnezeu. La ce ne folosește să postim, zic ei, dacă tu nu vezi? La ce să ne chinuim sufletul dacă tu nu ții seama de lucrul acesta? Pentru că zice Domnul în ziua postului vostru, vă lăsați în voia pornirilor voastre și asupriți pe simbriașii voștri. Iată, postiți ca să vă ciorovăiți și să vă certați ca să bateți răutăcios cu pumnul. Nu postiți cum cere ziua aceea ca să vi se audă strigătul sus. Oare acesta este postul plăcut mie, să-și chinuiască omul sufletul o zi? Să-și plece capul ca un pipirig și să se culce pe sac și cenușă? Aceasta numești tu post și zi plăcută Domnului? Iată postul plăcut mie, desleagă lanțurile răutății, deznoadă legăturile robiei, dă drumul celor asupriți și rupe orice fel de jug.
Împarte-ți pâinea cu cel flămând și adun casa ta pe nenorociți fără adăpost. Dacă vezi pe un om gol, acopere-i și nu-i întoarce spatele semenului tău. Atunci lumina ta va răsări cazorile și vindecarea ta va încolți repede. Neprihănirea ta îți va merge înainte și slava Domnului te va însoți. Atunci tu vei chema și Domnul va răspunde, vei striga și El va zice, iată-mă. Dacă vei îndepărta jugul din mijlocul tău, amenințările cu degetul și vorbele de ocară, dacă vei da mâncarea ta celui flământ, dacă vei sătura sufletul lipsit, atunci lumina ta va răsări peste întunecime și întunericul tău va fi ca ziua în amiaza mare. Domnul te va călăuzi neîncetat. Îți va sătura sufletul chiar în locuri fără apă și va da din nou putere mădularelor tale. Vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor ale cărui ape nu seacă. Colegiul Madison. În 1904, Edson White i-a propus mamei sale, Ellen White, și altor doi apropiați, Edward Sutherland și Percy Megan, să meargă într-o călătorie pe râul Cumberland. Au plecat cu barca sa, Morning Star. Ei încerca să găsească o proprietate unde să înceapă o școală. În apropiere de Nashville, Tennessee, barca trebuie să se oprească pentru reparații la o fermă veche și dărăpânată. În timp ce se plimbau în jurul fermei, Ellen White a fost foarte impresionată. Ea văzuse un astfel de loc în viziune. În dimineața următoare, ea le-a spus lui Sutherland și Megan că ar trebui să-și înceapă școala pe această proprietate. Dar niciunul dintre cei doi bărbați nu a vrut să cumpere acea fermă. Era scumpă și avea un sol sărac. S-au așezat pe o piatră și chiar au plâns de descurajare. Dar Ellen White i-a asigurat că acesta era locul în care Dumnezeu dorea ca ei să înceapă o școală. În cele din urmă, au decis să aibă încredere în sfatul lui Ellen White. Proprietatea a fost cumpărată și a fost înființat Colegiul Madison. Ellen White a susținut cu tărie școala și a încurajat pe alții să sacrifice pentru a o ajuta. 11 studenți au frecventat primul an. Ei își cultivau singuri mâncarea și își făceau singuri mobila. Mulți dintre cei care nu își puteau permite o educație universitară au putut să participe, deoarece studenții puteau lucra pentru a-și plăti cheltuielile. Studenții și profesorii lucrau împreună și erau ca o familie mare și fericită. Cu binecuvântarea lui Dumnezeu, școala a crescut. A atras studenți care doreau o educație care se pregătească pentru lucrarea lui Dumnezeu. Pe lângă cursurile obișnuite, ei au învățat abilități practice, cum ar fi construcția, agricultura și îngrijirea medicală. Aceste aptitudini valoroase i-a pregătit să înceapă școli mici, afaceri și sanatorii în multe alte locuri. În 11 ani, absolvenții au înființat aproape 40 de alte școli. Colegiul Madison a devenit o școală celebră, iar oamenii veneau din întreaga lume pentru a afla secretul succesului său. Și care era acesta? Au urmat planul lui Dumnezeu pentru educație, așa cum a fost descris în scrierile lui Ellen White. Aplicație. Nu este întotdeauna ușor să asculți de ceea ce spune Dumnezeu, dar este întotdeauna ceea ce trebuie să faci. Ce va face Dumnezeu pentru noi atunci când vom crede mesajele pe care le dă profeților săi? 2 Cronici 20:20. Ascultați-mă, Iuda și locuitorii Ierusalimului, încredeți-vă în Domnul Dumnezeul vostru și veți fi întăriți, încredeți-vă în prorocii lui și veți izbuti. Mesagerul lui Dumnezeu. De-a lungul lucrării sale, Dumnezeu i-a dat lui Ellen White mesaje pentru mulți oameni. Multe dintre acestea sunt incluse în cărțile ei. Aceste sfaturi din ceruri reprezintă o comoară de înțelepciune pentru fiecare parte a vieții. A primit mesaje pe care le-a împărtășit cu bucurie. Îi plăcea să încurajeze pe cei care erau descurajați. Îi plăcea să trimită ajutor celor care aveau nevoie. Și îi plăcea să-i îndrume pe tinerii care doreau să cunoască voia lui Dumnezeu. Alte mesaje însă îi produceau tristețe. Unii oameni comiteau păcate teribile și aveau nevoie de mustrare. Unii făceau greșeli, dar ei nu-și dădeau seama de acest lucru. Aceștia ar fi trebuit să fie corectați. Nu era ușor pentru
Ellen White să îi mustre pe oameni. Chiar dacă ea scria și vorbea cu bunătate și dragoste, foarte puțini erau cei care primeau cu bucurie mustrarea. Cei pe care încerca să-i ajute o criticau adesea și refuzau să creadă în avertismentele lui Dumnezeu. Această împotrivire i-a adus o mare suferință. Atunci când oamenii își aleg propria cale și refuză să asculte de unul din mesagerii lui Dumnezeu, pe cine resping ei cu adevărat? Haideți să citim 1 Samuel, capitolul 8 cu versetul 7. Domnul a zis lui Samuel, ascultă glasul poporului în tot ce îți va spune, căci nu pe tine te leapădă, ci pe mine mă leapădă, ca să nu mai domnesc peste ei. Cât de greu i-a fost lui Ellen White să-și îndeplinească responsabilitatea pe care i-a dat-o Dumnezeu. Ne putem face o idee dintr-un comentariu pe care soțul ei, James White, l-a scris. Doamna White a spus că, având în vedere responsabilitățile lucrării sale, dacă ar putea alege să intre în mormânt sau să aibă o altă viziune, ar alege mormântul. Cu toate acestea, ea a continuat să-și îndeplinească responsabilitatea de a transmite mesajele pe care Dumnezeu i le-a dat. Ce a inspirat-o pe Ellen White să fie credincioasă? Ea îl iubea pe Isus. Toată viața ei a așteptat cu nerăbdare venirea în curând a lui Isus. În viziuni, Dumnezeu o lăsa uneori să vadă cerul și pe Isus și o lăsa să audă muzică frumoasă și dulce a îngerilor. Și-a dorit să găsească cuvinte pentru a descrie cât de minunat este acel loc și a încercat să facă tot ce putea pentru a-i încuraja pe oameni să nu se lase nimic să îi împiedice să ajungă acolo. Aplicație. Care este unul dintre modurile prin care Dumnezeu își arată dragostea față de noi? Apocalipsa 3:19. Eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care iubesc, fii plin de râvnă, dar și pocăiește-te. Cei care sunt înțelepți vor primi cu bucurie mustrările pe care Dumnezeu le trimite. Continuând să vorbească. Mai bine de 70 de ani, Ellen White a îndeplinit cu credincioșie chemarea ei de a fi un mesager al lui Dumnezeu. Sfatul pe care Dumnezeu l-a dat prin ea a ajutat la stabilirea lucrării Bisericii Adventiste de ziua șaptea, mai întâi în Statele Unite, apoi în Europa, Noua Zeelandă și Australia. Dumnezeu le-a dat înțelepciune conducătorilor bisericii în timp ce urmau sfaturile inspirate pentru lucrarea de evangelizare, publicare, medicină și educație. Ellen White lucra în Australia de aproape 9 ani, atunci când Dumnezeu i-a spus că era timpul să se întoarcă în Statele Unite. Avea acum 72 de ani și nu voia să plece, dar a ascultat. În timpul lungii călătorii pe ocean, un înger a asigurat că Dumnezeu îi pregătise un loc de refugiu. Ea a găsit acest refugiu într-o casă confortabilă din nordul Californiei și a numit-o Elm Shaven. Deși îmbătrânea, Ellen White a rămas ocupată cu scrisul și cu predicarea. Cu toate acestea, ea își făcea mereu timp pentru oameni. Copiii iubeau în mod deosebit spiritul ei vesel și amabil, iar vecinii îi apreciau vizitele și darurile de mâncare. Cât timp a trăit, ea s-a gândit la ceilalți. Biblia era foarte prețioasă pentru Ellen White. La conferința generală din 1909, ea a vorbit pentru ultima dată în fața liderilor bisericii din întreaga lume. Ținându-și Biblia în mână, i-a spus, frați și surori, vă recomand această carte. Ultimul ei mesaj i-a încurajat pe tineri să citească numai cărți bune, cărți care îi vor determina să studieze mai mult Biblia. Vineri, 16 iulie 1915, Ellen White a murit în liniște, înconjurată de familie și prieteni. Așteptând învierea, ultimele ei cuvinte au fost, știu în cine am crezut. Aplicație. Deși Ellen White se odihnește de munca ei, cărțile pe care le-a scris continuă să vorbească. Citești aceste cărți inspirate? Fiți binecuvântați! Domnul cu voi!